Da, am revenit, avem și o imagine sugestivă cum vor arăta șoselele de centură de la Suceava și Rădăuți, asta într-un viitor foarte apropiat. Aici de asta e complicat un pic lucrat, e vorba de șoseaua de centură. Eu cred că e a Sucevei, colegii spun că e Rădăuțului, nu știu să o identific, dar undeva în zona asta. Am văzut centura mică. Dacă era centura mică? Era și centura mică acolo, deci a Rădăuților ar trebui să fie. Da. Deci era complicat, de asta e foarte complicat, pentru că nu e un proiect foarte ușor, e un proiect complicat, spuneam, care greu se va fi pus în aplicare. Uite, fermierii despre sprijinul financiar pentru cultivarea roșilor în spații protejate. Acest program nu se adresează nimănui. Nu-i super tare asta. Adică avem o veste și din zona, payday, din zona plăților, dacă vrei, în zona politicului. Cornel Popovici, Corneliu Popovici, cel care mai până săptămâna trecută, până vineri, dacă nu mă înșel, conducea destinele Mișcării Populare, Partidului Mișcare Populare, PMP-ului aici la Suceava, a fost schimbat de la conducerea filialei județene și înlocuit acolo cu un interimat pe care îl asigură Eugen Tomac. S-a întâmplat nu numai la Suceava, s-a întâmplat în 19 organizații din țară, în organizații județene, evident, acolo unde n-au performat și unde n-au reușit să facă acel prag stabilit de către Băsescu înainte de alegerile parlamentare și era vorba de pragul de 5%. Suceava nu l-a îndeplinit. Pentru asta Cornel Popovici și-a pierdut mandatul. Era de așteptat. Popovici, inclusiv din vară, nu, când rezultatele nu au fost cele pe care și le-au dorit domnii de la PMP. Mă refer la votul politic pentru Consiliul Județean. Dar atunci s-a luat în calcul faptul că au obținut, dacă doriți, un viceprimar. Domnul Andronache de la PMP are o funcție în primăria municipiului Suceava, dar rezultatele din toamnă nu l-au adus pe domnul Popovici în situația de a fi așa, la limita decapitării politice, să spunem, atunci. Nu au fost cele câteva sutimi care l-au salvat în acea perioadă pe domnul Popovici. Nu s-a întâmplat nimic la PMP Suceava ca să justifice menținerea acestui domn în frunta partidului. Dacă Traian Băsescu și PMP-ul doresc să aibă un viitor politic și la Suceava. Și atunci, probabil, nu știu, domnul Popovici înțeleg că are posibilitatea să candideze din nou pentru această funcție. Vedem dacă mai are sprijin sau nu. Dar eu cred că a venit momentul ca domnul Andronache să se implice și în această zonă politică mai mult. Noi o anticipam încă din vară că am venit timpul ca domnul Andronache, cel care a obținut la urma urmei rezultat nu politic prin scrutin, să se implice mai mult în viața politică. Nu că nu s-ar fi implicat și până acum, dar din calitate de președinte de organizație județeană. Din câte știu, domnul Aurel Olorean este plecat în croazieră, deci nu cred că își dorește această funcție acum. Probabil că Andronache va fi cel care va prelua frâire. Cel mai probabil dumnealui va fi. Nu știu care este și vicepreședinte la nivel național. Da. Din ce mi-aduc eu aminte, a fost el ales ca și vicepreședinte național al PMP și nu Cornel Popovici. Bănuiesc acolo. Eu sunt curios de altceva dacă domnul Popovici după aceste momente își va căuta un loc de muncă sau nu. Să știți că la Rădăuți postul de director adjunct la serviciul comunal este liber pentru orice politician care dorește să se reinventeze. Cu mare drag, Rădăuțiu este gazdă pentru oricine ajunge. Asta în momente doar dacă supărarea foarte mare îl aduce înapoi la matcă. Pe principiu, așchii lui Bulă, care a ocolit, și tot în nimerit. Adică în matcă a nimerit. Că asta, despre asta era vorba, nu despre altceva. Da, deci spune că e liber, adică doritorilor nu mai... Mai este și un aspect obișnuit atâția ani fără un loc de muncă. Este destul de greu să-ți dorești să vii la... Nu că ar fi nevoie să fii la program acolo. Da, ar fi o soluție pentru cei care nu au serviciu, deci nu e obligatoriu doar politica. Ar fi să, nu știu, găsești un loc de muncă undeva, la Oficiul Forțelor de Muncă, știu eu, mai lucrează cineva care să-i sprijine pe acești oameni fără serviciu, nu? Din câte știu eu. Este o doamnă acolo care la nevoie... Se cunoaște. Care la nevoie se cunoaște, știi? Da, și mai e un titlu interesant, de altfel, în pagina a doua, cred, din monitorul de Suceava.
Acolo PSD Suceava spune că votanții săi sunt pregătiți de un mare meeting pentru a-și arăta susținerea pentru guvernul Grindeanu. Asta nu s-a înțeles. Deci, eu cred că ăștia n-au înțeles nimic din toată povestea asta. Eu cred că, de fapt, noi asistăm în județul Suceava la un alt tip de conflict. Pur și simplu, oamenii încearcă să-și maximizeze poziția în Suceava. PSD a pierdut, dar nu are nici Consiliul Județean, nu are nici Primăria Suceava, nu are multe primării din județ, are multe voturi, în schimb, politice obținute în decembrie și încearcă cumva să fie vioara întâi. Dar a simțit cumva că există, este loc aici de manevră, este un subiect, da, pentru că nu, pe tema aceasta ordonanței a lui Dragnea, PNL-ul a tăcut în Suceava, acum a tăcut în toată țara, de altfel, nu numai în Suceava. Dar simte momentul slab, sau consideră un moment slab pentru oponenții politici și apasă pe accelerație în această zonă, vă arătăm noi vouă. Adică cine, voi liberale niciodată nu o să, da, ați avut 10 protestatari aseară sau ceva de genul ăsta. Vă arătăm noi când venim noi cu mulțimea de susținători, de simpatizanți pe care o avem. Da? O mulțime de oameni este pregătită să vină să vă arate vouă liberalilor în primul rând. Că ăsta nu e un mesaj. Pentru cine e mesajul ăsta? Pentru cei din Piața Victoriei? Da, deci pentru cine e mesajul ăsta? Mesajul ăsta e pentru cei de dreapta din Suceava. Noi suntem la putere, da? Știți sloganul deja. Da, și atunci celebru. Meeting-ul, ca eu să înțeleg, pentru că meeting-ul din Piața Victoriei este spontan, n-are treabă cu partidele politice. Partidele politice, am discutat la început de emisiune, nu s-au implicat, nu că n-ar fi vrut să strângă smântâna. Cel din Victorie vorbesc. Nu s-a implicat nimeni acolo pentru că n-au fost primiți, n-a fost politizată această acțiune. E o acțiune a tinerilor care sunt nemulțumiți și a celor care sunt nemulțumiți de ce se întâmplă și de pericolul care ne paște prin prisma acestor lucruri, nu numai ordonanța 13, nu numai ordonanța 9, nu numai alocările astea bugetare, în general, sunt foarte nemulțumiți de ceea ce se întâmplă cu clasa politică și îi spun următorul lucru. Pentru că PSD-ul, din punctul meu de vedere, ceea ce spune acum cu meeting nu are legătură cu realitatea, pentru că în piață, spre exemplu, li s-a solicitat demisia, dar au spus ați câștigat alegerile. Aduceți un guvern competent, un guvern competent care să ne conducă, pentru că voi ați câștigat și trebuie să demonstrați că puteți, dar aduceți un guvern competent, pentru că cei care sunt astăzi au demonstrat prin ceea ce fac că nu se pricep. Păi la justiție o avem pe madame Ana Birceal, nu? Birceal, vă aduceți aminte de domnișoara Birceal și filmulețul? Absolut, care circulă pe net, că de aia s-a făcut netul ăsta. Filmulețul cu doamna Birceal, nu și cu viața ei, decât cu viața ei politică. Și când se întreținea cu domnul Geoană, mai știți cine e Mircea Geoană? Vă uiteți aminte? Mircea Geoană. Domnul Geoană era acolo? Da, domnul Geoană care primea de la ea o sumă de bani ca să o pună pe o listă să fie decât pe un loc eligibil. Era vorba de câteva mii de euro. De acel filmuleț vorbiți dumneavoastră? De acel filmuleț, că mai e un filmuleț. Dar știi care e? Acel alt filmuleț care vorbește despre viața amoroasă, dacă vreți sau nu, a doamnei Birceal, care este astăzi interimar la justiție. Nu e la plăceri, e la justiție, da? Ca să ne înțelegem. Doamna Birceal, în filmulețul respectiv, ci că au urmărit filmulețul respectiv, știi, cu cine? Cu cine? Cu soțul ei. Bă, deci asta, cum se cheamă povestea asta? Că este în literatura de specialitate, gen Kama Sutra, se cheamă, cum se cheamă ăștia care își schimbă partenerii, care se uită? Swinger. Asta e, frate. Până la urmă într-o țară liberă, nu? Doamna este interimat, din câte înțeleg. Apropo de reacția străzii vis-a-vis de cei care astăzi sunt în Parlamentul României. Da, sunt mesaje diferite, dar ne spun cei din PSD de la Suceava că primarii PSD au apreciat faptul că județului Suceava i s-a repartizat o sumă considerabilă pentru echilibrarea bugetelor locale cu mult peste ce au obținut de celelalte județe. Deci oamenii lor sunt convinși că e bine. Da, dacă au vreo doi bani acolo care să-și plătească salariile, sunt mulțumiți. Care e problema voastră? Care e problema voastră a străzii? Ce mai vreți voi? Da, e treaba lor, ei au câștigat alegerile să conducă. De ce te baci peste ei? Da? L-ai supărat pe șeful? Îți dai seama?
Da, ce problemă. Vă mai amintiți de doamna din sala de la dezbaterea pe ordonanță de acolo, din mijloc, care îi păra pe cei din Piața Victoriei că sunt împotriva PSD-ului și a domnului Dragnea și copilul ei moare în pușcărie că a furat decât 3 mașini? Hmm? Da, aceasta e problema, de fapt. Da, vorbim despre lumi și aspirații diferite. Oamenii ăștia au fost educați că nu trebuie să deranjeze șeful. Și acum cineva îndrăznește să-l deranjeze pe el, pe șeful. Șeful a câștigat. Uite ce generos a fost cu mine. Ne-a dat nouă primarilor, ne-a dat mai mult decât în altă parte. E adevărat, e mai puțin, nu-i să cât să ne ajungă. Dar ne-a dat nouă mai mult decât în partea cealaltă. Ce bine ne-a făcut șeful. Și uite cum sunt unii care îl deranjează pe șeful. Bun, lucrurile nu pot să rămână așa nici în PSD. De altfel, se întâmplă lucruri și în PSD. Rămân la părerea pe care am spus-o imediat după alegeri, că în scurt timp PSD se va rupe. Asta este părerea mea. Deja a început. Se vorbește deja că a început. Modul în care a acționat Dragnea a pus în pericol partidul în primul rând, credibilitatea partidului. Cine va rămâne în jurul lui Dragnea va avea în frunte această sindagmă de hoț. Eu am mai avut discuții cu prieteni, cu amici de-ai mei din PSD de la Rădăuți. Nu au gustat gluma, dar asta e realitatea. În momentul în care rămâi alături de un om ca Dragnea, ca Grindeanu, care la ceas de noapte au venit și ți-au băgat o asemenea ordonanță care putea să nu facă nimic, da? Dar numai ideea în sine că îți pot da niște libertăți de a fura, de a-i face pe unii mai șmecheri decât alții, deja nu mai ai treabă cu țara asta. Ești pe aceeași bancă cu femeia aia a cărui copil este în pușcărie pentru că a furat decât 3 mașini. Corect. Ești în aceeași sală, de aceeași tahmă și așa mai departe. Și de asta pe mine mă distrează comunicatele de la PSD Suceava, prin care își arată sprijinul față de cine? De poporul său sau de liderul care încearcă să facă niște lucruri care nu mai sunt apreciate de mulți din societate. Și atunci, probabil asta va fi soluția. Se vor rupe, va rămâne o zonă mai mare sau mai mică a domnului Dragnea, care va fi cunoscută în istorie drept organizația hoților, care au încercat să legalizeze hoția în România. Asta este viitorul în istorie pentru această grupare și ceilalți care se vor rupe. Am văzut deja de la Iași, din mai multe zone, oameni care vor încerca să se îndepărteze de acest tip de mesaj, de acest tip de grup în final. Da, este o greșeală și din partea noastră să generalizăm, să spunem că tot PSD-ul e așa. Corect. Da, inclusiv la Suceava. Dar sunt câțiva care se chinuie de ceva timp și în Suceava să ne arate că și în Suceava sunt hoți. Eu nu știu hoți de la PSD. Deci eu m-am uitat încă o dată pe toate instanțele, pe la procurori, ce dosare au și așa mai departe. Eu nu am văzut hoți la PSD. De ce ar vrea să aibă astfel de privilegii? Or fi hoți? Nu știu. Deci mă atrag atenția. Deci insistența cu care vin astfel de mesaje, e a doua oară. Deci eu dau ăsta de sprijin cu mare elementic și o mai fost săptămâna trecută o bazaconie a domnului Stan spusă. Da? Această insistență de a rămâne în mocirlă mie mă arată că și la Suceava s-ar putea să fie probleme. Ori eu nu știu să fie probleme. Dacă ei insistă, să le căutăm. Dacă ar fi să ne luăm după o listuță, știi că circula la un moment dat o listă a celor beneficiarilor ordonanței 13, erau și 3 nume de la Suceava la vremea respectivă și toate 3 erau din zona PSD-ului. Am și spus la vremea respectivă de cine era vorba. Era vorba despre 2 foști președinți de Consiliul Județean PSD de aici, de la Suceava, și un fost senator. Toate cele 3 nume, anum și un actual deputat, toate cele numele aduceau cumva în discuție povestea asta cu ordonanța 13 și ce beneficii ar putea să aducă ea pentru unii. Asta apropo de manifestație. Dar pe de cealaltă parte, spuneam, nu există mai peste tot oameni în PSD care sunt așa. Uite, dacă mergem doar la Iași, decât la Iași, da? Acolo primarul Chirică, primarul Iașului, foarte vehement de câteva zile, de când au început protestele în stradă în Victoriei, vehement față de conducerea cu pumnul în masă sau de modul de a conduce cu pumnul în masă partidul și foarte vehement împotriva lui Dragnea. Chirică spune, nu sunt mulțumit de cum conduce Dragnea PSD-ul, conducerea cu pumnul de fier nu mai este valabilă. Și spune Chirică un lucru foarte interesant. Zice el așa...
Am văzut aici că oamenii au fost în stradă, inclusiv cei ai PSD-ului au fost în stradă, oameni din PSD, militanți PSD au fost în stradă la Iași. Vă aduceți aminte, la Iași, la un moment dat, vă spuneam, duminica trecută, sper să nu greșesc, au fost în stradă 30.000 de oameni. Spune Chirica că acolo au fost și oameni de PSD-ului. Nu-l interesează niciun fel de funcție în partidul politic. El este deja vicepreședinte PSD, nu-l interesează să fie președinte, dar își dorește o clarificare și își dorește un Dragnea care să fie dat deoparte. Mi-aduc aminte că a mai fost o dată povestea asta, nu știu dacă știi, era ăla de la Haikyuu. Cum îl cheam pe ăla, bă? Mihai și mai cum? Sturzu, așa. Care și-a avut neobrăzarea, curajul să-i sară la gât lui Dragnea și de el nu s-a mai auzit nimic politic. A mai fost unul care era la Zgubidubi de la Camera Deputaților. Nu, cum îl chema pe ăla? Zgonea, parcă, nu? Zgonea s-a întors înapoi la lăcătușeria mecanică pentru că de acolo plecase. A avut iarăși neobrăzarea, obrăznicia să sară la gâtul lui Dragnea și uite ce i s-a întâmplat. Nu știu ce va fi cu Chirică. Până la urmă, Chirică este primar al Iașului, unul dintre municipiile foarte importante din România. Ce se va întâmpla acolo, greu de spus, dar este o voce importantă care încep țipă. Să fie voci și în PSD, care își dau seama de marea problemă, marea capcană în care au intrat. Se vede povestea asta în Suceava, în PSD nu se vede. Și la Suceava sunt oameni. Acolo, eu v-am spus, din punctul meu de vedere, este cineva care insistă cu tot din adinsul să facă ceva. Este problema lor, dar sunt oameni care sunt purtători autorizați de creier, care înțeleg în ce capcană au intrat, pentru că aduce în aceste extreme... Da, avem nevoie de modificarea legislației penale. Legislația penală din România trebuie să fie pusă în acord cu deciziile Curții Constituționale. E adevărat. Dar fără dezbatere și venind așa hoțește, corect, nu poți să o faci. E vorba de un anumit tip de atitudine pe care nu poți, pur și simplu nu poți să-l tolerezi. Despre asta e vorba. Da, spuneam în obiectiv pe ultima pagină, 60.000 de oameni au format tricolorul scandând demisia. Și fac referire, evident, la guvernul Grindeanu, apel la Unitatea Națională a Desertului Românilor de către Marian Munteanu, a simțit și asta un pic de miros de sânge. Flutur anunța că apele române trimit tutelare suplimentare pentru dislocarea ghețurilor de pe râurile Dorna și Bistrița și asta pentru că Prefectura Suceava anunță blocaj de ghețuri din zona confluenței râurilor Dorna și Bistrița de pe raza municipiului Vatra Dornei, care ar putea pune probleme odată cu încălzirea vremei. Se întâmplă în fiecare an să avem probleme de acest gen. Elevii încep de astăzi cursurile cele de-al doilea semestru al anului școlar. Asta ca să facem așa o trecere în revista știrilor care apar. Cod galben de ger pentru județul nostru. E un cod venit de la cei de la ANM. Ia să vedem ce spune cod galben. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de frig persistent valabil până mâine 14 februarie. Astfel în Moldova, Muntenia, Oltenia și estul Transilvaniei. Vremea se va menține deosebit de rece, temperaturile diurne vor fi negative, iar dimineața și noaptea va fi ger. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între -7 și -3 grade, iar cele minime undeva între -10 și -20 de grade, izolat, chiar mai coborâte. Crezi că se va termina, așa ca și părere de final de misiune, se va întâmpla ceva? Va ține cont PSD-ul de stradă și se va întâmpla ceva în PSD în perioada următoare? În PSD se va întâmpla sigur ceva, pentru simplu motiv că ei sunt principala țintă, dacă doriți. Ei, reprezentanții lor, sunt principala țintă a vocilor din stradă, pe de o parte, pe de altă parte, și președintele și strada le-au explicat că nimeni nu le pune la îndoială faptul că au câștigat alegerile, vor doar responsabilitate de la ei. Să vedem în ce fel înțelege PSD-ul să-și asume acest tip de responsabilitate. Nu va fi ușor. Dragnea încă este sprijinit de foarte multă lume, care nu obligatoriu dorește binele României. Asta e altă discuție. Da? Nu știm cât de puternici sunt ceilalți din PSD sau PSD-ul cât de sănătos a fost construit ca să poată avea o asemenea reacție din interior. Vom vedea cu această ocazie. Ne putem da seama și noi ce se întâmplă. Dar să nu uităm ce se întâmplă în zona dreaptă a politicii din România. Dacă dreapta nu înțelege că și ea trebuie să se reformeze, că și ea are aceeași problemă ca și stânga, nu am rezolvat absolut nimic. Da, cred că trebuie să fie un semnal de alarmă pentru întreaga clasă politică și este un moment de start pentru o reformare reală a întregului spectru politic.
Imaginea pe care o avem pe fundal este una de senzație. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce a mai rămas din oameni. Probabil asta ar fi interpretarea. Florin, mulțumesc că am stat de dimineață și am povestit. Mulțumesc. Zile frumoase. Mâine dimineață, cu Doamne ajută. Da, o imagine de iarnă, o iarnă frumoasă, la fel pe fundal, pe care noi am apreciat-o și chiar o apreciem în continuare. Mulțumesc încă o dată, spuneam, Florin. Mulțumesc și dumneavoastră, dragii mei, că ați stat de dimineață și am povestit. Spuneam că e răcoare în continuare, e frig. Minus 7 maxima zilei de astăzi, minus 14 minima. Pe timp de noapte, de mâine încolo se mai încălzește un pic, ușor, ușor, treptat, treptat, vor dispărea și temperaturile și va dispărea gerul. Vor veni temperaturi cu minus pe noapte undeva la minus 3, minus 4 grade și pe zi undeva în jurul a 0 grade, plus sau minus 1 grad. Mai de vineri încolo vom avea chiar temperaturi de 3-4 grade pe timp de zi, doar soare, norișori, fără ninsoare. Avem un cod galben care este în desfășurare aici la Suceava, valabil pentru ziua de astăzi. Aveți de grijă, se circulă în continuare în condiții de iarnă, este ger afară, chiar dacă rest circulăm oarecum bine. Aveți mare grijă de dumneavoastră, că alții nu o fac, să nu uitați să fiți frumoși, să fiți la fel luni, marți, miercuri aici la Bucovina Activ cu mine. Dorel, la revedere!